domnilor, 9 aprilie, este ceasul 16:30 după amiază. Am venit astăzi dimineață hotărât să iau tratamentele din stup, ce mai sunt pun de la turta proteică, dar bate un vânt năprasnic, filmează un pic acolo să vadă ăla. Îmi bate vântul, n-am putut umbla în ei. Nu am putut umbla, aici stau un pic, este un pic, nu bate așa vântul ca acolo și vreau să vă arăt două, trei familii. Nu arată așa strălucit cum ar fi trebuit datorită timpului. Încă la mine, uitați, este un zarzăr, n-a dat niciun mugur. Totul este copace, nici rechetă n-a înflorit, deci putem spune că suntem în grafic. Rapița, dacă înflorește peste o lună și o săptămână, este bine, dar nu cred. Vă arăt câteva familii așa cum arată, mă așteptam la mai bine, sincer, dar asta este situația. O să deschid aici una, două, trei familii, mai o să merg să mă arăt la trei sperturi. Așa repede, dacă timp, și dacă îmi dă voie, că sunt cam agresive, să știți. Dă-te-și în spatele lor. Am cameraman aici care mă ajută, de asta și insist un pic. Ele sunt pe 10 rame, unele sunt pline, unele mai au de îmbunătățit la ele, dar asta a fost primăvară. Este primăvară, văd capricioasă. Spun, filmez aici pentru că este mai dus, acolo nu știu cum va ieși, bate un vânt năprasnic. Aici au 11 rame, n-a fost strâmturat cu nimic. Filmează un pic așa între rame, arată binișor. Stai așa un pic, că văd că este un pic agresiv. Ia să plecăm un pic de aici. Stai așa, hai să deschidem primul aici. O să l-am pierde, că aici am mai deschis cu galben. A fost deschis, n-a fost filmat niciodată asta, știu sigur. Să vedem ce are, nici eu nu știu. Vom vedea acum. Vedeți un pic în spate ca să se vadă mai bine. Arată binișor. Eu mă așteptam la mai mult. Asta este de la turda proteică, a consumat-o toată asta. Tratamentele, uitați-le aici. Trebuie să le iau, au depășit timpul, dar sper să pase vântul zilele astea, săptămâna asta rezolvăm totul. Iată eu și asta, nu știu nimic ce din asta. Asta iarna pe 11 rame, după cum se vede, n-am luat nicio ramă de la el. Asta e situația, văd că e frumos. În fine. Dar de-ar fi toate așa, aș fi boier. Haideți un pic la 3 sferturi, care l-am mai filmat eu. Aici bate vântul. Bate vântul mai tare, dar să vedem ce el face. De ce vă arăt asta? Cu ideea că dacă și la noi în România se poate avea familie ca în Canada, deci să intrăm și noi cu familie până iarnă, să ieșim specific. Nu a fost unificat. Este 3 sferturi, umbla cum anic în el și până la toamnă, dacă umbla toamnă, dacă, dar nu sunt sigur, dacă arată bine, nu umbla. Hai să-l deschidem pe ăsta, a mai fost deschis. Ăsta a fost cu
care a deranjat pe mulți, spunând că o să moară de foame, că... Așa un pic. Vreau să uit un pic la puiet în el. Să vedem ce avem aici. Deci nu a fost împachetat absolut deloc. Aia era pe 20 de rame. Nu a fost un vârf, era din partea aia, la de, pe paletul land. Paletul land, care au fost vârful de 13 metri, adică au fost așa și așa. Dar dacă am început să arăt pe el continuu. Aici are polen. E bătut de polen aici. Și aici la fel, se vede. Stuțină în el se vadă. Sunt curios. Nu putem țeapă asta așa. Asta e o matcă din 2016. Ideea este că știu că asta eu le urez să aibă tot apicultorii din România populate la ora actuală. Asta, n-am ridicat corpul de jos, dar acum și o să iau două rame să filmeze. Uitați cum e de căpăcit, ouă de două zile larvar. Și asta e a doua ramă mai serioasă cu puiet. Pentru a transplanta, a crește măcii anul ăsta de la el. Uitați, a treia ramă, puietul a ieșit. Deja este totul luat din nou. Și larvar. Vreau să mânt și mat. Uitați, ce puiet după ce frumos. Uitați așa. Sunt rame 3 sferturi. Ramă, nu? Eu nu fac mare tam-tam cu puietul la ora actuală. Ce mine mă interesează să am toată vara albină, multe și iarna să intru cu albină. Acum ies. Uitați aici la fel, deja iese puietul. Este larvar, puietul iese și dă bătaie înainte. M-aș fi bucurat ca pe live să se discute mai mult despre mărci, despre performanță, dar poate odată și odată vom discuta și noi de așa ceva. Mă uitam după mat, până nu o văd.
Deci ideea că se poate, nu știu, deci ideea este că și în România se poate face treaba. Deci mă uit dacă încep și o marca. Nu, are un pic de polen. Dar cu siguranță va începe și aici. Sunt multe polene care aici. Dar este doar anul care tot are și albine. Are și nectar proaspăt, un pic, vezi? Dar dacă tot sunt aici, uite că cumva cu prostie. Nu a fost ridicat de anul trecut corpul ăsta. Anul trecut, dar nu știu când. Ia să vedem ce avem aici. Matca a coborât și aici jos. Hai să iau și o ramă de aici. Matca trebuie să fie aici jos. Albina tânără? Da. A coborât și jos. Nu mai deranjez. Dar este bine. Pentru ora actuală. Iau. Câte minute sunt? 11. Concluzia, dacă crește măci performante, avem și bobor, cum spunea Ion Cacaragiale. Deci ținta fiecărui apicultor este să aibă cât mai multă albină la cules. Și eu urmăresc asta. Dacă avem bobor, avem și miere. Vă urez la toți stupi mai bun ca ăsta. Siguranță dacă avem stupi așa.